Mare atenție la promoțiile care circulă pe diferite platforme de mesagerie. Avertismentul vine de la specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cei care avertizează că este vorba despre o nouă metodă prin care românii pot cădea ușor victime ale acestui tip de fraudă. Concret, infractorii pot să cloneze aproape insesizabil diferite site-uri ale unor branduri cunoscute, ca mai apoi să se ajungă la solicitarea datelor bancare la o eventuală comandă plasată. Mai multe aflăm acum de la domnul Cornel Argin, manager superior securitate cibernetică din conducerea Direcției Generale Strategice a Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Bună dimineața, domnule Argin, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața și mulțumim pentru atenția acordată acestui subiect, care în această perioadă, când se apropie sărbătorile, este de mare actualitate. Infractorii nu prea au liniște, au întotdeauna de lucru și caută noi metode prin care să-i păcălească pe cei care poate sunt ceva mai puțin informați despre aceste metode. Lămuriți-ne cum se desfășoară mai exact această nouă metodă de a sustrage datele bancare. Până la urmă, despre asta este vorba, nu? Cu siguranță. Acest lucru de a acționa infractorii în perioada sărbătorilor, dar nu numai, ci pentru a găsi slăbiciunile din rândul cumpărătorilor, este o preocupare permanentă a acestora. Și tocmai că această perioadă care nouă ne aduce bucurii reprezintă pentru ei o oportunitate. Sunt multe metode pe care ei le folosesc în funcție de rezultatele pe care le obțin, pentru că scopul lor este de a ne păcăli, de a avea acces la banii noștri. Iar în ultima perioadă am constatat într-adevăr o creștere a acelei metode de care ați pomenit, crearea unor false site-uri de comerț online. Practic, cum funcționează această metodă? Tehnologia actuală permite cu ușurință să clonăm site-urile reale. Cunoaștem cu toții că sunt site-uri foarte cunoscute, foarte mari de cumpărături, pe care toată lumea le accesează, dar și unele site-uri mai mici. Atacatorii folosesc această dorință noastră de a cumpăra online, cu toate avantajele pe care ni le aduce, confort, posibilitatea de a alege rapid dintr-o categorie largă de produse, și încearcă să imite aceste site-uri tocmai pentru a ne păcăli. Practic, cum acționează? Prin accesarea acestor site-uri, noi fie suntem păcăliți să oferim date personale sau financiare în diferite rubrici, spre exemplu pentru a avea acces la niște promoții incredibil de tentante, fie aceste site-uri sunt infectate dinainte, iar în momentul în care le-am accesat, automat se infectează și calculatorul nostru, cu toate consecințele care urmează după aceasta. Așadar, o metodă poate să fie și aceea că ne infectează calculatorul, noi avem stocate datele bancare acolo și ei le pot extrage mai ușor. Exact. În momentul în care ne-au infectat calculatorul, au acces în principiu cam la tot ce avem noi pe calculator, inclusiv la datele financiare pe care, din nefericire, le-am stocat pe calculator. Asta este una dintre recomandările noastre, să nu stocăm pe dispozitivele personale, fie că e vorba de calculator, laptop sau telefon, date despre conturile pe care le avem. Bun, dar cum ne putem da seama că accesăm sau nu un site real, un site chiar al respectivei mărci, să spunem? Dacă îmi permiteți, putem să procedăm la fel ca atunci când plecăm de acasă sau când plecăm de acasă. Încuiem cu grijă ușa, verificăm încă o dată că a fost încuiată și după care plecăm liniștiți. La fel și aici, trebuie să fim atenți la anumite semnalmente ale site-urilor. În primul rând, dacă ni se pare ceva suspect, că site-ul este similar cu cel real sau are anumite elemente diferite, deja ne-a strânit curiozitatea. În al doilea rând, trebuie să fim atenți la oferte. În general, una din cele mai folosite metode este să ne placeze produse incredibil de ieftin pentru a le putea refuza. Și atunci poate chiar ni le livrează, ni le vând, pare a fi foarte de treabă.
Însă, în realitate, le-am furnizat datele bancare și ei le folosesc mai departe. Deși ne bucurăm de un produs la un preț foarte mic, prețul pe care îl plătim este foarte mare. De asemenea, un alt element care ar evita accesarea unor asemenea site-uri este să nu intrăm pe site-uri de pe link-uri primite din reclame sau chiar din alte surse, chiar și de la prieteni. Pentru că știm foarte bine că pe rețelele de socializare circulă, se răspândesc foarte repede asemenea anunțuri tentante. Și atunci cel mai bine este să accesăm un site prin tastarea în linia specială din browser a site-ul respectiv. www.cumpărăturionline.com, spre exemplu. Este foarte ușor să fim păcăliți pe internet, așa cum spunea și dumneavoastră, cel mai bine este să căutăm site-ul oficial, să nu dăm click pe acele link-uri pe care, știm, le primim cu toții. Uneori o literă schimbată poate face diferența, pentru că infractorii s-au prins că suntem neatenți, că ne grăbim și acel site, să spunem așa, cum a spus dumneavoastră ca exemplu, cumpărături.com, poate să fie cumpărături.com, de exemplu, și să ne păcălească acolo exact. Ceva. O altă tehnică foarte folosită la care să fim, litera I mic poate fi confundată ușor cu litera L, în loc de A rond și în loc de O pun un 0. De multe ori aceste elemente de detaliu pot păcăli chiar și experții dacă nu sunt foarte atenți. Însă avem și alte metode de a ne proteja. Spre exemplu, să folosim, să ne protejăm conturile online. Când plătim, trebuie să, ar fi bine să avem autentificarea plății în doi factori. În primul rând trebuie să introducem elementele de obligatorii pe care trebuie să le furnizăm, codul IBAN și datele de pe card, în niciun caz codul PIN, nicio bancă sau magazin de cumpărături legitim nu vă va cere codul PIN niciodată. Apoi, pur și simplu, să avem confirmarea plății prin telefon. Deci nu doar am introdus datele, după care să automat să se facă plata. Pentru că dacă am accesat un magazin fals, atunci acele date pe care le-am introdus sunt reținute și pot fi folosite mai departe la cumpărături. Dar și dacă avem caz, dacă ne-am dat seama că am fost păcăliți, să sunăm imediat la bancă, să blocăm acel cont, acel card și să preîntâmpinăm un dezastru chiar și mai mare. Vă mulțumim foarte mult, domnule Argint, pentru prezență și pentru informațiile pe care le-ați furnizat. Mergem